Există multe necunoscute, multe coordonate care încă nu sunt stabilite în ceea ce privește viitoarele negocieri pe care România le va purta împreună cu celelalte state membre. Principiul de bază al acestor negocieri este că drepturile cetățenilor români aflați aici trebuie să rămână intacte și după ce Marea Britanie se va desprinde de Uniunea Europeană, așa cum au fost în momentul în care Anglia era stat membru. Înțelegem că e foarte important ca înregistrarea și solicitarea autorităților de înregistrare ca cetățean sau rezident permanent, e foarte importantă. Am creat deja un punct de contact pe internet la nivelul Ministerului Românilor de Pregătire pentru a putea facilita acest dialog și vom încerca să extindem acest punct de contact, să fim cât mai prezenți în această comunitate în perioada imediat următoare, tocmai pentru a răspunde la întrebări foarte simple, întrebări legate de vârste, am vorbit astăzi despre care ar putea fi solicitările privind copiii, privind studenții, privind cei care au ieșit la pensie. Sunt foarte multe, foarte multe întrebări, e un mozaic care poate fi completat. Există oameni care, în general, sunt îngrijorați, mai ales pentru ce se întâmplă cu copiii care sunt elevi aici, care sunt studenți, îngrijorați cei care au muncit o perioadă lungă. Există persoane care sunt foarte încrezătoare pentru că și-au reglementat statutul de foarte mult timp și nu simt că acesta ar putea fi afectat. Există persoane care au primit garanții din partea angajatorului britanic că vor fi sprijiniți să se poată înregistra. Există persoane care se gândesc să se întoarcă în România.